Izilu Elena, așadar o domnișoară sau doamnă la una din tușe din Râmnicu Vâlcea. Luceafărul Băran, cum spuneam la Antena Roșie a seriei a 5-a, a ligii a 3-a, în echipament roșu, astăzi în alcătuirea Petrum Poartă, Lazăr, Buda, Haiduc, Molnar, Ceaca, Noi, Turcu, Brândușe, Teglaș și Porumb, fără antrenor momentan pe banca tehnică, a fost un antrenor demis în urma rezultatelor slabe, echipa condusă de delegatul Hosu Gheorghe. Echipa gazdă în echipamentul tradițional albastru, avându-l în poartă pe Suciu cu numărul 1, Plia de Fus, Plăcan, Merdariu, Bolbo și Luca Adrian, Gliga, Luca, Paul, Truța, veteranii echipei, Stoica, Rareș, Ceg, băiatul fostului jucător al lui Avântu, Mișii Ceg, așadar Ceg și cu numărul 10, Deji. Pe banca de rezerve astăzi îi avem pe Mureșan, Ința, Filoi, Plostun, Boco și Murar. Lovitură liberă pe partea dreaptă, în direcția de atac a Avântului, în careu de 16, executată de Suplăcan, resping oaspeții și Truța, veteranul și capitanul echipei, folosit pe linia de fund în ultima perioadă de către Vili Stoica. Oaspeții încearcă să tace pe partea dreaptă, recuperează gazdele din nou veteranul Truța. Combină pe dreapta cu Săplăcan și lovitură liberă pentru gazde. Trecem în revistă rapid rezultatele etapei trecute. Sănătatea Servicii Publice Cluj-Oșorei 2-0, Cixere Odomircrea Ciuc, Industria Galda 1-2, Sighetul Marmației, liderul seriei 4-1 cu CS Iernut, Luceafărul Băran 2-2 acasă, remiză cu Zalău. Cum spuneam, Avântul a câștigat de deplasare la Luceafărul Oradea, Unirea Dej, Odorheiu Secuie 0-0 și Unirea Jucu din județul Cluj a câștigat în confruntarea cu Comuna Recea. Atac în forța al gazdelor și bară consemnată în minutul 4, prima acțiune reușită, o primă oportunitate de deschidere a scorului consemnată în dreptul echipei noastre cu numărul 10, Deji, a lovit bara din stânga porții apărate de Petcu. Început bun al gazdelor. Avântul Reghin, poziția a doua în clasament în Liga 3, seria 5, după 7 etape, 5 victorie, 1 egal și o înfrângere, golaveraj 14-8, 6 în clasamentul, plus 6 în clasamentul adevărului, 16 puncte acumulate de elevii lui Vili Stoica, un parcurs bun al tinerilor jucători reghineni după 7 etape, perspective de primăvară, să sperăm, de asemenea oportune pentru tinerii jucători. Cum spuneam, a crescut și interesul pentru echipă. Fault în jumătatea oaspeților, lovitură liberă, faultat Deji. Execută Haiduc. Oaspeții la marginea avea de 16. Revenim. Luca Paul combină cu... îl caută pe Ceg. Încercare de dribling a lui Ceg. Cum spuneam, o alcătuire nouă oarecum pentru primul 11, mulți jucători tineri promovați de Vili Stoica. Luca Adrian, centrare în careu de 16, urcat și Truța și șut al lui Luca Adrian la colțul lung și minge deviată, un prim corner consemnat în dreptul gazdelor. Început în forță al
jucătorilor reghineni. Corner din partea dreaptă în direcția de atac a reghinenilor, centrare la colțul scurt și din nou corner, minge pentru Deji era. Execută Săplăcan în aceeași poziție. Jucătorii masați în careu de 16, Săplăcan scurt din nou și din nou corner. Spuneam, vreme admirabilă astăzi la Reghin, în jur de 18-20 de grade. Centrează Săplăcan, resping oaspeții. Strigă de luptă al portarului Petcu. Cursiune pe dreapta jucătorilor sălăjeni. Recuperează Truța, combina cu Ceg. Ceg lansează pe Truța pe partea stângă. Centrarea lui Truța pentru Deji și gol, acțiune perfectă a gazelor, minutul 7, avântul deschide scorul prin Deji la o centrare impecabilă a lui Truța. Așadar, concretizare, materializare pe tabela de marcaj, spuneam, un debut în forță al gazdelor și un prim gol consemnat în minutul 7 prin Deji. La o incursiune pe partea stângă a lui Truța. Repun oaspeții. Turcu combină pe dreapta cu Nodi. Recuperează Deji, autorul golului. Combină cu Ceg. Revin sălăjenii. Buda. Dașul central al celor de la Luceafărul Bălan pentru Haiduc, fundașul stânga, Turcu din nou, Ceaca pe dreapta pentru Molnar. Molnar pentru capitanul echipei, pentru Teglaș, riese în tușă și margină pentru oaspeți. Repun oaspeții, Teglaș minge peste Merdariu și recuperează reghinenii din nou. Buda înapoi pentru golkeeperul Petcu, ieșit din careul de 16, respinge Lazar. Recuperează sălăjenii. Și minge din nou pentru Petcu. Petcu combină cu Buda. Recuperează Petcu. Pe dreapta pentru Molnar. Intervine Truța și margină pentru oaspeți. Lazar. Bolboș, tânăr jucător în defensiva gazdelor, folosit alături de cunoscutul Cristi Merdariu. Turcu. Luca revine Teglaș, combină cu Brândușe înapoi pentru Molnar. Ceaca pentru Teglaș, capitanul echipei, deschide pe dreapta. Brândușe, incursiune în careu, două driblinguri și minge periculoasă, se curge în afara careu de 16. Revin sălăjenii. Recuperează gazdele.
Luca Paul respinge Bolboș, se luptă Deji și fault în atac consemnat de centralul Domșa Mihai, spuneam, din Auiu, dar ajută la cele două tușe de derobanță Ovidiu din Olanu Vâlcea și Mizilu Elena din Râmnicu Vâlcea. Lazar. Turcu coboară Teglaș pentru Porumb. Minge de urmărire pentru Deji. Respinge Buda. Incursiunea lui Gliga și scapă din nou dribbling al lui Gliga. Și gol, mingea trece de linia porții. Gol marcat de tânărul Gliga. Minutul 12, așadar 2-0 pentru Gazde. Gliga, o minge făcută în careu, două driblinguri și tușierul semnalizează trecerea de linia porții a balonului, așadar debut fulminant al gazdelor, minutul 12, 2-0 prin golul marcat de tânărul Gliga. Repun oaspeții. Turcu. Înapoi pentru Molnar. Și margină pentru gazde. Atenționați copiii de mingi. Repun gazdele din margină. Truța pe spate pentru Ceg. Urmărește Lazar. Și margină pentru oaspeți. Repun sălăjenii în propria jumătate. Buda pentru Haiduc. Din nou Buda, fundașul central, pe dreapta pentru Molnar. Haiduc. Minutul 15, așadar, gazdele conduc cu 2-0 prin golurile marcate de Deji, minutul 7, și Gliga, minutul 12, început bun de partidă pentru reghineni. Centrare, reține autorul golului Gliga, în tușă, înapoi pentru Luca Adrian, Luca Paul. Înapoi pentru Bolboș, Truța. Ceg, fenta lui Ceg și recuperează goalkeeperul oaspeților Petcu. Teglaș. Fault asupra capitanului oaspeților. Jucător cu experiență, Teglaș, a jucat și în Liga a doua. Turcu. Recuperează Luca Paul. Combină cu Stoica. Gliga pe dreapta. Minge la întâlnire pentru Luca Paul. Ceg și loba lui Ceg respinge
frumoasă execuție a lui Cioic, respinge în extremis Petcu. Recuperăm în careu de 16, Cioic din nou fentă. Se întoarce, un tempo pierdut și respinge Ceaca. Gliga. Un 2 cu Luca Adrian, din nou Gliga la marginea careului de 16. Un dribling împins și recuperează din nou Petcu. Jucător mic de statură, Gliga, jucător tehnic. Poate nu-l ajută suficient fizicul, dar fiind foarte tânăr, va posibil că va acumula masă musculară și poate și câțiva centimetri în înălțime. Din nou gazdele în o incursiune și respinge Petcu. Luca Paul. Luca Paul, unul dintre veteranii echipei, alături de Truța și Merdariu, putem spune. Jucătorii din lotul vechi, în jurul cărora Vili Stoica, coleg cu ei, an de-a rândul, a construit împreună cu profesorul Enedi, a construit o echipă tânără cu rezultate în acest tur de campionat, moral bun pentru jucătorii reghineni, mai ales după victoria obținută la Oradea în etapa trecută. Sălăjeni în jumătatea gazdelor, recuperează Ceg, jucător tehnic, mi-amintește de evoluțiile tatălui său, mijlocaș de excepție în anii 80 al Avântului, pe vremea când evolua în Liga 2 și în Liga 3, Mișu Ceg, un mare talent al fotbalului reghinean. Gazdele Buda combină pe linia de fund cu Lazar și margină pentru gazde. Repun gazdele. Margina acordată din nou de Molnar. Plăcan îl caută pe Deji. Urcăm. Avansăm ca la rugby, apropo de rezultatele onorabile ale stejarilor la Cupa Mondială, o victorie senzațională împotriva Frunzei de Arțar, împotriva Canadei după 15-0 la pauză. Echipa noastră a revenit și a câștigat cu 17-15. Fault în atac, de asemenea evoluție foarte bună în compania italienilor. Poate ar fi oportun ca și viitor mai multă atenție și preocupare asupra unui sport care altădată ne-a adus satisfacții imense. Vorbim de șuta lui Truța din viteză și corner. Respinge Petcu un corner, vorbeam de rugby, ne băteam în anii 80 cu granzii Europei și nu numai. La un moment dat, turneul celor 5 națiuni urma să fie celor 6 națiuni. Propunerea ca România să evolueze în compania elitei rugbistice a Europei. Luptură de colț, minutul 20, partea stângă, direcția de atac, Ceg execută. Se înalță Deji, Luca Paul lovește și resping oaspeții. Truța, ultim apărător și tânărul goalkeeper al gazdelor, Suciu. Un pariu al antrenorului Vili Stoica, tânărul portar Suciu. Sperăm că va avea evoluții bune în parcursul acesta de campionat. Liga 1,
Fotbalul mare, etapă din nou întinsă pe 4 zile. Ieri FC Botoșani, vineri, a câștigat acasă cu 3-2 în compania craiovenilor. Sâmbătă două partide, CSM Iași, FC Voluntari și echipa noastră de suflet, Hasia Târgu Mureș. Prima etapă a returului, noua formulă de campionat, evoluează la Minamo, așadar un meci deosebit. Sperăm că evoluția mureșenilor va fi la înălțime. Duminică, Concordia Chiajna Astra, Petrolul Steaua și etapa se încheie luni cu două partide, Pandurii Târgu Jiu, Poli Timișoara și CFR Cluj, FC Viitorul. Hasia Târgu Mureș, după 13 etape, după încheierea turului, ocupă poziția a șasea, ultima din play-off, cum spuneam, un nou sistem competițional, șut al oaspeților din interiorul Caleo din nou și în plasa laterală, ocazie bună de a reduce din scor a oaspeților, consemnat în minutul 23. Porumb s-a aflat în interiorul Caleo de 16, spuneam, a lovit plasa laterală. Revin ASEA-ul, poziția a șasea în ultima, care ar califica echipa în play-off. A început returul. Sistemul nou folosit în unele țări din Europa. După terminarea campionatului, echipele se vor împărți pe două grupe. Play-off, primele șase, și play-out, celelalte 8 echipe. Interesant sistemul de clasificare. Punctele acumulate la terminarea campionatului, tur și retur, vorbim aici, vor fi împărțite la 2 și de la această grilă de punctaj se va porni în play-off și în play-out. În play-off, cât și în play-out, echipele se vor întâlni din nou într-un sistem mini-tur, mini-retur și la finele acestui mini-tur și retur, adică grupele play-off și play-out, se vor stabili campioana, participantele cupele europene, cât și echipele care vor retrograda. Așadar, o noutate pentru fotbalul românesc. Trecerea de la un sistem competițional cu 18 echipe la un sistem cu 14 echipe din acest campionat, play-off, play-out. Gazdele în atac, Săplăcan centrează, Deji lovește și milimetric pe lângă stâlpul din stânga, porția aproape de Petcu, un nou corner, o nouă acțiune bună a gazdelor. De gringoladă în tabăra sălăjenilor, echipă, cum spuneam, aflată pe ultima poziție în seria a 5-a, o singur rezultat de egalitate și acela obținut etapa trecută în confruntarea cu FC Zalău și 6 înfrângeri, deci un singur punct acumulat. Din nou ocazie consemnată în dreptul gazdelor, Merdariu surprins într-o poziție avansată, centrare, resping, sălăjenii, Teglaș în încercarea de clasare unui contraatac, respinge Glig, Stoica, revin jucătorii Luceafărului Bălan și greșeala lui Turcu. Margină pentru gazde. Repune Săplăcan pe partea stângă. Direcția de atac pentru Ceg. Obstrucționează Ceg și repun oaspeții. Ceaca întoarce la centru, combină cu Teglaș, capitanul echipei, Buda.
Buda acum la minge combinase cu Lazar Molnar, din nou Lazar, fundașii centrali, Nodi. Încercare de deschidere pe stânga, respinge Luca Adrian. Luca Paul într-o dispută cu Teglaș. Teglaș rămas la... Se ridică și capitanul oaspeților. Moment de respiro pentru jucătorii celor două formații. Pauză de hidratare, dacă am putea spune, chiar dacă suntem în mijloc de octombrie. Zi frumoasă, propice pentru fotbalier. Sepetcu din 16 metri combină cu Molnar, partea dreaptă. Minge de urmărire pentru Porumb. Merdariu întoarce pentru Luca Paul. Din nou Molnar și margină pentru oaspeți. Teglaș căutat vârful oaspeților, spuneam, jucător cu experiență. Lazar urcă Sălăjenii. Teglaș pe dreapta, combină cu Brândușe. Minge scoasă la centru pentru Ceaca. Iese Stoi Carareș la blocaj, recuperează gazdele Luca Paul. Cercare de declanșare a contraatacului prin urcarea lui Truța. Revin oaspeții. Porumb respinge Bolboș. Recuperează Turcu. Recuperează din nou jucătorii albalbaștri. Urmărește Gliga. Ceaca. Și reține Suciu. Suciu combină cu Luca Adrian. Luca Stoi Carareș pentru Sâmplăcan. Caută pe Truța, împins Truța, arbitru lasă jocul liber, urmărește Bolboș în duel cu Teglaș și fault în atac al capitanului oaspeților. Adrian Luca combină la centru cu Luca Paul Ceg. Adi Luca, din nou Paul Luca, minge de urmărire pentru Truța, poziție bună și șut, în păcate pe lângă capitanului gazdelor, poziție bună. Ocazie mare ratată de Truța. Minutul 30. Gazele conduc cu 2-0 prin reușita lui Deji din minutul 7 și a lui Gliga din minutul 12. Repune Petcu pentru Molnar. Turcu combină cu Buda. Urcă fundașul oaspeților, recuperează Luca Adrian. Bolboș pentru Deji, revine Buda. Combină cu celălalt fundaș, cu Lazar. U
urcă jucătorii gazdelor, cearcă pressing și margină pentru sălăjeni. Repune rapid Nodi. Recuperează Stoica Rareș. Minge pentru Truța, faulta Truța la 35 de metri, poziție centrală, lovitură liberă pentru gazde. Așadar, seria 5-a din Liga a 3-a, condusă de, după 7 etape, de Sighetul Marmației, 6 victorii și o înfrângere, 18 puncte, Avântul Reghin pe locul 2, pe locul 3 Industria Galda, același număr de puncte ca și Avântul. Ultimele poziții în clasament, Odorheiu Secuiesc 4 puncte, FC Zalău 2 și oaspeții de astăzi, Luceafărul Bălan, cu un singur punct, un singur punct acumulat. Distanță mare, cum spunea, 35-40 de metri, într-o liberă, Săplăcan. Săplăcan se pregătește să și ceg în dreptul balonului, Săplăcan, șut de la distanță, deviat de Rareș Stoica și 6 metri pentru Sălăjeni. Repune Petcu. Rareș Stoica combină pe stânga cu Truța, urcă Truța și din nou repunere din colțul careul de 6 metri. Destul de vulnerabil flancul drept al jucătorilor din Bălan. Repune Petcu pentru Brândușe. Turcu se luptă, urmărit de Rareș Stoica. Și lovitură liberă pentru oaspeți din jumătatea gazdelor. Repune rapid Ceaca. Combină cu Buda. Recuperează gazele Haiduc. Deji coborât și faultat în jumătatea proprie. Alături de mine colega mea, Marcela German, din redacția Sport. Marcela, cum ți se pare prima jumătate de oră? Se vede clar că Avântul joacă mult mai bine decât oaspeții de astăzi, ca dovadă și scorul de pe tabela de marcaj. Să vedem ce se întâmplă în continuare. Mulțumesc, Marcela, pentru intervenție. Excursiunea lui Luca Adrian și din nou repunere din 6 metri pentru oaspeți. Gazdele în jumătatea oaspeților, ne apărăm destul de avansat, cu fundașii pe linia de centru. Repune Petcu și fault comis de Adrian Luca. Au mai redus inturație, cum se spune, motoarele jucătorii gazdă. Vili Stoica a ieșit la marginea gazonului. Lazar.
respinge merdariu. Pe stânga pentru Truța, lipit de tușă. Truța, contrat, recuperează Deji, calcă pe minge, revin oaspeții. Lazar. Teglaș, coborâță și Aminge, pierde posesia Gliga. Înapoi pentru Adrian Luca. Urmărește Ceg, Nodi și se repriază oaspeții Buda. Pentru Turcu. Înapoi pentru Lazar. Din nou Turcu. Teglaș încearcă o combinație pe axa centrală cu Turcu, respinge Săplăcan. Turcu din nou caută pe Molnar, urcat fundașul dreapta și gazdele vor repune din 6 metri. Minutul 37, 2-0 pe tabela de marcaj. Gazdele conduc prin golurile marcate de Deji, minutul 7, și de Gliga, minutul 12. Repune Suciu. Adrian Luca, Gliga luptă, reușește să recupereze și Deji, bine lansat de Ceg, la marginea care de 16, o scăriță și din nou ocazie consemnată în dreptul gazdelor. Interesantă execuția lui Deji, din păcate peste transversal la porția apărată de Petcu. Repune Petcu. Ad Luca Paul, Adrian Luca, din nou Luca Paul, recuperează Nodi pe centru pentru Teglaș la marginea caiu de 16 metri și reușește Bolboș să respingă în prima fază. Întoc gazdele pentru Turcu și un șut în margine, un șut dezamăgitor al lui Turcu. Repune Adrian Luca. Lazar. Iese Merdariu din dispozitiv și recuperează, combină cu Ceg, încercare de angajare a lui Truța, din nou Ceg. Combină cu Truța, combinați în trei cu Merdariu, urcat, poziția avansată, rare Stoica. Pentru Luca, Paul, celălalt Luca, recuperează Nodi, faultat de Luca Adrian în jumătatea proprie. Haiduc, Buda. Mai departe pentru Lazar. Molnar în tușă, fundașul dreapta. Teglaș își face o minge și Bolboș degajează pentru Ceg. Jucător înalt cu statură impunătoare. Luca Paul. Deji, minge bună pentru Gliga, din păcate surprins în poziție de offside, tânărul jucător al gazdelor, autorul celui de-al doilea gol. Molnar. Recuperează Stoica. Întoarce pentru Gliga. Combină cu Luca Paul, Ceg. Recuperează Molnar. Brânduș îl caută pe Teglaș. Urmărește Bolboș.
Teglaș în marginea careu de 16, înapoi pentru Nodi. Dribling, minge pe dreapta și respinge Suplăcan în margină. Aproximativ ultimele 5 minute din prima repriză. Liga 3, Seria 5, Avântul Reghin Luceafărul Bălan, echipă din județul Sălaj. Gazdele conduc cu 2-0 prin reușita lui Deji și Gliga din minutul 12. Minge de urmărire pentru Molnar și reușește Bolboș să respingă. Revine Lazar, Suplăcan și margină pentru Gazde, arătată de tușierul Elena Mazilu, așadar o prezență inedită la Reghin, o domnișoară în poziția de arbitru de linie. Nu e pentru prima dată când la Reghin sunt delegate domnișoare, este îmbucurătoare promovarea fetelor în arbitrajul românesc, chiar și în ligile inferioare. Faultează Merdariu și lovitură liberă pentru Oaspeți la 40 de metri de poarta apărată de Suciu. S-au mai mulțit spectatori, în jur de 300. Turcu în preajma balonului, zid din trei al gazdelor, aproximativ 40 de metri, încearcă direct pe poartă și reține Suciu fără dificultate. Lansează pe Gliga, Turcu. Execuția așadar destul de modestă a lui Turcu în tabăra oaspeților. Respinge Bolboș, urmărește Luca Adrian la marginea careu, din nou lob și reușește Petcu să respingă. Se joacă gazdele cu ocaziile, două ocazii mari consemnate în ultimele 7-8 minute. Respinge, repune Petcu. Teglaș, Luca Paul înapoi pentru goalkeeperul Suciu. Caută pe Adrian Luca, recuperează oaspeți Ciaca. Iese Petcu din poartă. Recuperează Suplăcan, respinge Deji, combinație cu Truță la marginea care de 16. Revin oaspeții, degajare defectoasă a lui Petcu. Rareș Stoica, Adrian Luca și semnalizare din margine. Hands comis de fundașul dreapta al Avântului. Buda repune rapid Turcu pe dreapta pentru Molnar. Ultimele minute ale primei reprize. Combină din nou cu Ciaca, caută pe Nodi, respinge Luca, Adrian Luca. Aleargă Gliga și minge în tribună, trimisă de fundașul central Buda. Repune Adrian Luca pentru celălalt Luca, Paul Luca. Se luptă Deji, Ciaca la mijloc, deschide pe dreapta pe Brândușe. Revine
Rare Stoica și resping gazdele. Așadar, după 45 de minute, centralul Domșa Mihai pune capăt luptei 2-0 pentru gazde. Goluri marcate de Deji, minutul 7 și Gliga, minutul 12. Pauza, nu film.